Îți putea să zică, măi, băieți, uite, și fete, vreau să mai rămân, a fost un moment slab, nu mai vreau să plec. Păi bun, dar mie mi se pare că respectul față de tine, Robi, încă l-are, oarecum. Nu l-a avut nici pe timp am fost împreună, ce să-l aibă acum? Că îmi pare rău, stai puțin, Ștefan, asta am și spus că îmi pare rău că am fost o piedică în calea fericirii lor. Scurt. Vreau să vorbesc ceva cu voi și să nu fie cu supărare și cu nimic, nu vreau să se înțeleagă absolut nimic. Nu pot să merg la de aici. De ce? Nu pot, nu mă simt ok. Ai anunțat deja? Da. Mă bucur. Ești dezamăgită, Giulia? Nu vreau să stau liniștită. Am nevoie de niște greieri, dacă se poate. Da, nu dai drum. Dar de ce te superi? Te rog să de ce te superi? Nu înțeleg. Te rog, nu vreau să te văd, să te aud. Întoarce-te cu fața. Parfumul, să nimic. Ascultă-mă. Ieși. Am un parfum foarte mișto. Ai ușa, vreau să ieși. Nebună, vă ieși. Bă, tu nu vezi omul ăsta că nu e pe creaca lui. E sărit. Ce, mă, coce? Ce sunt eu aici, de circ? Așa ți s-a părut că am făcut de circ? Ce? Da. Lasă-mă. Asta înseamnă că te iubesc? Lasă-mă, lasă-mă. Asta vrei tu să auzi? Am zis eu asta? Păi nu, dar asta vrei să auzi. Am zis eu asta? Femeie, mă simt bine lângă tine. Era un date prietenesc, n-a zis nimeni care întoarce în cuplu de îndrăgostită. Că există posibilitatea ca eu să zic la revedere. Nu acum.